poate să curateze un copilul. Și sau e suficient să intre o pisică sau ceva și rămâne vreo bucă. Ba nu, dar controlele făcut val. Păi, dar de ce? Care e treaba de țigări? Nu, nu, m-a întrebat cineva de la Ciuban. E bine că ce ascunde Adidas și pe acolo. Da? Dă-ți acolo la televizor. Păi, să vină de la el, am înțeles că au venit de la el, dar bine, și mă gândesc că în jur sunt o grămadă. Bineînțeles, bineînțeles. Nu trebuie rezolvat. Mie mi s-au întâmplat și mi s-au oprit nimic. Deci, cine ar putea să pună asta acolo, dar faptul că pui acolo nu rezolvă cu nimic. Acolo. Și mai ales curent cu toate astea. Da. Nu vom mai zic. Bine, și nu mai sunt ca înainte reșiul și astea, că îmi băgat toată lumea. E bine, punem afișe, plătim întreținerea, oprim apa, tot. Chiar mă, ia și mă dat mesaje. Pentru a evita întâlnirea pe deci, vă rugăm să vă achitați întreținerea. Da, am aici o să zică că trebuie să vă gestionați dumneavoastră, adică faceți o chetă sau ceva, vorbiți toți de pe scară și dacă are o inițiativă, tot ăștia la țin în jurul ce te-ai apucat mă să faci. Mai niște de-astea că lipsesc becurile, adică aici trebuie să fie un bec, presupun, nu? Da. Ăsta e descoperiște. Păi da, aici, aici e problema, că de aici pleacă aici, știi? Dacă îmi toate panourile... Acum e toată legă. Vecine, vină cu pace, te rog eu din suflet. Vină cu la mine. Așa am fost și la obiectiv. De când sunt problemele aici la dumneavoastră cu tabloul electric? După câte știu, sunt de foarte mult timp. Eu sunt de vreo 2 ani de zile care m-am mutat aici prin faptul că am cumpărat un apartament ca proprietar, dar problemele sunt de mai mult timp vis-a-vis de ceea ce ați focalizat cu camera video, acest tablou electric. Am înțeles că sunt mulți copii în zonă, se pot întâmpla tot felul de accidente, nici lumină pe scară nu există. Ați vorbit cu cei de la Enel? Da, într-adevăr, au fost făcute sesizări la cei de la Enel, au venit, au făcut constatarea care au făcut-o de rutină și pe urmă au plecat. Efectiv, nu au venit să remedieze această problemă. Când a fost ultima dată când ați discutat cu dânsii? Păi, de fapt, cred că acum vreo 2-3 luni de zile. Da, sunt 3 luni de zile, da. 3 luni de zile, da. Care este apelul dumneavoastră? Presupun că sunteți și vocea mai multor vecini, că nu putem să-i scoatem acum pe toți să stăm de vorbă cu ei. Ce v-ați dori dumneavoastră, practic, în momentul de față? În numele umanității, adică, efectiv, suntem cetățenii acestei scări, al acestui bloc, de fapt, vorbim despre această scară, că despre azi veni și aici contează cel mai mult. Ar trebui făcută remedierea asta datorită faptului că există un pericol public, un pericol social, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva vis-a-vis și de scurt circuit pe case, apartamente sau accidente prin electrocutare asupra celor minori sau bătrânilor, depinde, în mod accidental sau copii de curiozitate. Deci cu cât mai repede, cu atât mai bine. Mulțumim mult și... Și eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Zici, Doamne, ce asta la noi pe scară plătim cât nu face? Nici nu știm cine și dacă chemăm... Păi dacă chemăm de la IREP, spune că plătim ca să vină să ne... Eu am înțeles că acum trebuie să stau la București, pe alunci pe aia, aia nu pe păștea, ca dracu. Nu e, nu mai, Doamne.
că s-a dezvoltat odată cel puțin. Gata, eu. În apărare.